de la drumurile naționale. Au plecat sub formă de sprijin două utilaje către Dolj, unde situația este mult mai dificilă. Este vorba de o șenilată și de o freză. Am considerat că este important să sprijinim colegii din județul vecin și mai cu seamă că această discuție fusese abordată și în decursul zilei de sâmbătă, acolo unde se impune mărirea flotei de intervenție, județele vecine să dea sprijinul necesar. În județele vecine, în urma ninsorilor abundente, s-a luat decizia ca unitățile școlare să fie închise.